Aștept să treacă o gondolă liberă. Da. Toate sunt pline. Eu v-aș provoca la o plimbare cu gondola, cu Brigitte. Păi da, dar ea e la coafor acum, eu nu știu ce să fac. Și eu trebuie să mă duc în altă parte și uite așa. Era frumos să vă plimbăm aici cu gondola. Am să... unul care și cântă, îți cântă acolo. Păi da, așa era, da. Îmi cântă în strună. O declarație. Declarație? Păi am fost acum prea de 7 ani cu ea, bă. S-o fi îndrăgostit din nou, nu știu, că m-a chemat să vin cu ea la Veneția acum. Să-l dea Dumnezeu să fie așa, că acum nu mai știi, nu, zilele de azi. Păi vedeți că asta, o recâștigați, recâștigați inima cu o declarație în gondolă. Eu cred că câștig inima cu un diamant ceva sau cu altceva, un ceas frumos. Gondola nu prea o interesează, cred, pe ea. Face și dumneavoastră e periculos, shopping? E periculos să intri cu ea la magazin, așa că... Păi acum e singură, puteți profita de ocazie, că ea a făcut shopping ieri. Eu nu prea am timp, că am o întâlnire la unul fără un sfert și de asta mă grabeam să iau vaporul, nu gondola, dar vaporul. Spuneți-mi puțin ce se întâmplă aici, unde sunteți invitați. Nu, aici este o marcă de ceasuri care ne-a invitat la festival. Nu știm exact unde se ține petrecerea asta, dar e frumos că s-au gândit și la mine și am venit cu mare plăcere. Am văzut acolo la hotel unde sunteți cazați că sunt foarte mulți actori celebri. Da, am văzut și eu câțiva pe acolo și sperăm să mai întâlnim și noi. Să știți că aseară i-am lansat o provocare lui Brigitte să venim astăzi la hotel să o duceți pe terenul de tenis, să o învățați un pic cu racheta. Deci ce faceți? Plecați acum? Mă duc cam acolo întâlnire, un prânz și tot pentru treaba asta care am venit aici, a fost invitat și vreau să mă onorez prezența acolo, că chiar am întârziat, da. Vă place rochia pe care și-a cumpărat-o ieri? Ați văzut-o? Da, am văzut-o, dar a zis că și-o pune tot pe cea care a cumpărat lotul din România, da. O să o pună și pe cealaltă, la altă ocazie. Da, e frumoasă, ați văzut cum e. Da. Ați ales-o împreună? Da. Da, e frumoasă. Da, dar știți că trebuie să o ajutați să încheie la spate. Că... găsim un băiat mai tânăr, că eu nu prea văd. Să-mi cumpăr ochelari pentru asta. Păi vă las atunci să fugiți și poate da? Ne vedem mai târziu. Dar nu știu unde e piața San Marco, încolo probabil. Pe aici, da, pe stradă. San Marco e în partea aia? Nu știu, română. În spate San Marco? Stai că vă arăt eu cum facem. Băgăm pe telefon piața San Marco și mergem acolo. A, voi nu aveți treabă cu ea? Păi până termină. Ah, da, bravo. Hai. Mulțumim, la revedere. San... poate la... iau până la 12.20. Piața San Marco. Înainte și la stânga, unde la sala de la... stați puțin, că... dacă vede Brigitte rochea asta din vitrină... Aoleu, bine că n-a venit cu noi. Ea ia orice, nu se ia. Vă zuse ieri o rochie de 8.000 de euro, să știți. I-am zis că nu are rost, că nu e pentru ea. Păi cu 1.000 de euro și altceva mai bun. Rochea o pun o dată de două ori, așa că fac fetele. Eu la mine costumul pun și 200 de ori, dacă îmi place. Nu e ca la fete. Fii criticat dacă ai pus de două ori rochea. Stați liniștit că avem noi grijă de Brigitte, să nu facă. Aveți grijă să nu cumpere multe. Da. Stați liniștit. Asta nu e mai dau. Nu? Nu luați-o, că nu, e okay, cald, okay. E cald. Ne vedem mai târziu. Okay. Ciao. La scurt timp după ce Ilie s-a urcat în barca taximetru și a plecat spre hotel, Brigitte a ieșit de la salon aranjată și parfumată, încântată de rezultat. Părea să se grăbească și ea să ajungă la hotel, dar pentru că tot avea cardurile la ea, parcă nu putea pleca fără să mai facă o scurtă plimbare de control prin câteva magazine. Este creatoarea. Am pus și poză. Se găsesc doar aici sau pe site. Sunt superb. 198 de euro. Sunt superbi și sunt unici. Foarte. Îmi stă bine, nu? Da, uite, sunt foarte frumos. Da, știu, dar eu am așa roz asemănător și mi-am luat pe ăștia, care se asortează foarte fain și chiar îmi place cum stă. Sunt super, da. super. Foarte mișto. I'm the wife of Ilie Anastase, the tennis player. You can find me on the internet. Thank you so much. I'm very happy. Yeah. Meet you. Bye. Dar picioarele te dor? Păi, dar mă, pantofi ăștia tot și nu mi-am luat decât pantofi din ăștia, eu nu știu ce am crezut. Ăștia au talpă de piele și simți toate roșturile prin ei. Ca și cum aș mai avea eu 3 straturi de piele atât. Nu mai pot. Vă, ce mă bucur că n-am pantofi de seară cu talpă de piele. Vă.
Ne-am urcat pe barca ca ta, da. Prin bara, prin Veneția, prin Piața San Marco, mergem la hotel. Mergem să vedem și noi camera în care stați. Hai să plecăm, că mi se face rău. Da, Ana are probleme cu... cum îi zice? Legănatul ăsta de barcă. Ba hai că m-ai băgat și pe mine într-un spectacol legănat acum. Ce mai filmați, fratele? Iar mai cumpărat. Nu, eu nu am cumpărat nimic. Ochelari, pardon. Ochelari aia drăguț și am făcut poză și am văzut. Cine e aia, papagaia aia? Da, zice, da, zice, mă. Păi e aia care i-a creat, care i-a făcut. Păi, unde era aia? La Veneția. Păi e italiancă. Gata, ai dat jos papucii repede, ai dat jos. Nu mai puteam. T-au strâns. Da. Două zile mi-a scăsit mai confortabil pantofi, acum nu mă simt. Păi sunt, dar nu de mers pe toate alea, cum zicem, rosturile alea, pavele. Cu pietre, pavele, asta e. Mai găsiți tu de gondolă liberă? Eu n-am găsit, am fost. Gondolă liberă? Păi pentru da. Ce? Sau cu unul în ea, nu știu, poate zice. Păi oricum gondole sunt cu unul în ea, care dă la lopat, la, la bela aia, cum zice. La vâslă. La vâslă, da. Oh, da, bă, păi eram... mă doare și fundul mă doare tot. Păi dacă te-ai operat, operație îți trebuie la fund. Știi vorba aia, suferă. Baba. Mergem pe teren de tenis să încerci racheta aia mare. Ia vezi cine. Unde? Sunt telefonul. Al meu? Da. Nu mai am fixat să vedem. Da, domnul Ana, de bună. Răspund la telefon. Da, acum ai primat. Acum, în fața camerei, prima dată. Da, eu cred că îl controlez. Da, ar vrea el. Hai, arată-mi și mie rochia pentru diseară. Stai, lasă-mă să mă odihnesc cu mine, că mai pot. Ce râs mai? Te-a luat rău și pe tine. Ce mai? Când mă întoarcem din Dubai? A, da. Întoarcem? Nu știu, eu mă întorc pe 15. 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 Și cu el ce face? Îl lași acolo? Dorm mâine. El ca să vină și el cu mine. Mă mângâie la picioare, crede că îl iau cu mine. Păi încă nu știu dacă îl iau cu mine. De ce mai dormeam bine, liniște? De ce mai scula din somn? Acolo, pe partea acolo, dormeam și eu cum pot. Vezi că se vede fundul, vezi că se vede fundul. Băi, să nu! Băi, ce n-ai zis la timpul potrivit? Bun, se vede. Ai mergem la tenis? Mănânci, îți iei o supă, ziceai că ți-e foame. Acolo lângă piscină e restaurant foarte bun. La tenis departe de piscină? Nu. Cumpărăturile mă doare capul de tine. Eu n-am cumpărat nimic azi. Pardon. Hai, arată-mi rochie și hai să mergem. Stați un pic. Deci una e în pungă, aia ne-am dat, aia are unul. Aia am văzut-o ieri. Vezi că la 7 fără sfert pe când ai zis, Brigida? 6 fără sfert? Păi hai mă, ce tenis atunci? 7? Păi e 4, avem timp jumătate de oră. Parcă e mai bun asta, care n-are mâneci. Da, păi e cald. Da. Dar auzi, ne-a zis unde este, sau nu știm? E surpriză în fiecare an? Cum e? E surpriză, nu știm locul unde mergem. Nu știm, mergem undeva. Aia o să fie frumos, sigur. Hai să mă îmbrac în treningul ăla. Nu, ca să nu arida și cam decât o prindida de da și la mine am tot. Sigur găsim aici o rachetă, că doar au teren, trebuie să aibă. Or... nu știu, că eu nu joc tenis. Ei, uite, înveți astăzi. Eu joc altceva. Hai mă, e că deja mă enervez. Adi, vreau să mă îmbrac. E joacă la cumpărături. Vreau să mă îmbrac. Hai că ies și las camera pe Erica aici. N-ai ce să vezi. Ce să faceți, mă, pe teren? Ce să-i faci? Că nu-i nimic ca pe teren, înțelegi? Nu-i nimic. Mai bine faceți în față aici, uite. Hai, Ilie. Mă dăm acum ca așa, 10 minute. Și ce? Și o să mă duci.
Supărat că a fost trezit din somn, Ilie Năstase nu a avut de ales. Soția lui voia neapărat să ia racheta în mână, așa că fostul mare campion s-a conformat, s-a echipat și a plecat împreună cu Brigitte spre terenul de tenis. Nu știu! Pe iarbă nu știu! Ce vreți? Păi, numai că să știe. Deci eu nu știu decât pe zgură și pe ciment. Dar aole, oricum, și doar cu rachete. Ce mă, cărața aia acolo să faci tu? Camera. Da, de unde? Ia să ne iau și o cameră. Păi, acum a dat Brigitte, că o să și-a și ea una din asta. Japoneză e ce? De la americanski. Rusească nu e, rusească nu. Nu, nu, atunci să și-am și nouă ciorbă, două rachete și două mingi, trei. De ce, mă, crezi că rachetele sunt mâncare? Cum azi două rachete? Trebuie să vii cu ele de acasă, că aici n-au oameni. Ăsta e hotel. Pe bune? Dar ce ai făcut? Ți-ai schimbat ochii? Eu? Da. Ți-am zis că m-am întâlnit cu Tom Cruise și mi-a dat ochiul. Am drag cu Tom Cruise. Le-am găsit. De opa roșie ei. Camera roșie. Poftim, Brigitte. Hai. Hai, mamaia. Tu o să fii, Ana, tu o să fii copilul de mingi. Stai aici jos la fileu, uite aici. Stai aici, aici jos. Ești că-ți fundul ăla nou. Domnul Năstase, cum se stă? Cu aplăcașe? Nu așa, mă, așa. Cu genunchi, cu un picior genunchi, așa, sus. Ca și cum ai cere pe cineva de... Așa, așa, așa. 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 Hai, dă-le pe toate. Ce vrei, le faci puișori? Hai, mamaie, că ai fundul nou acum. Vezi să nu-l, de, să nu-l obosești prea repede. Ia să vedem. Ești gata? Uite, bă, de acolo servești. Să dau ție. Bravo. Hai, încet. Bravo, hai. Nu trebuie să sar când dai. Da. Nu, până la capăt, până la capăt. Cine racheta mai în spate, puțin? De la coadă, mai de la coadă. Așa. Au, da, am nicolă. Și? Uite-te la minge, aici, aici. Uite-te la minge și dă-n ea. Așa, mamaie. Trebuie să mă încălzesc că l-am mai jucat de mult. Da! Ce faci, mă? Mi-am zis eu să dau așa. L-ai mai jucat de mult? Îți trebuie o rachetă mai mare ție, mă. Îți trebuie o rachetă de aia mare. Începător. Dar nu așa, trebuie să dai până la capăt, fac. Dar bine, mă, hai, dă tu până la capăt, că dau eu și eu cum pot. Până la capăt. Așa. Păi vezi că merge mai bine așa? Ia dă-i. Ultima dată. Să-i ghi să ai de așa. După aia, la notare. Și nu zic că n-am făcut așa asta. Bine, bine. Hai. Hai că nu merge. E ușor. Era ultima dată. Hai, mă, ce ușor e sportul ăsta. Foarte ușor. Așa, deci cu muștele cred că e mai ușor. Cu muștele e mai ușor. Ai grijă la fund, ai grijă la fund. Cu muștele e mai ușor. Uite, ai grijă la fund. Să nu cu muștele e mai ușor. Gata. Pe viitor să merg pe alte sporturi, mă reorientez. Păi, poate fi și aia o variantă. Da. Ah, fotbaliști, fotbal, motocicletă. Fotbaliști. Motociclism mai bine. Fotbal, motociclete. În not. Păi la nu e sport. Stai pe motocicletă. Nu se s-a, nu se s-a spart cu fundul? E întreg. Hai. Aventura la Veneția cu Brigitte și Ilie Năstase s-a terminat, ne întoarcem acasă, s-a terminat cu o mică ceartă între ei, dar continuăm reality show-ul cu ei și vom vedea de unde mai mergem și ce se mai întâmplă în relația lor.